Da, mănânc și eu pâine, ca voi meltenilor, ca mafioții ăștia cu trei camere la telefon, dar cu o cameră acasă. Săraci, voiam să văd și eu cum e pâinea. Eu nu mănânc pâine. Mamă, îmi dai și eu cola? Dă-mi o cola, te rog, că nu mai pot. Na, nu vreau apă. Eu nu beau apă, să mă înțelegeți. Niciodată n-am băut când m-am născut. M-am născut cu un biberon cu cola, să înțelegeți. Na, nu, stați. Nu, nu mai luați telefoanele să vă documentați, că vi se înroșesc. Că acest telefon o fi să avea. Nu, nu fac reclamă nici la apă, nici la cola, că Dănuța nu are nevoie de bani. Spre exemplu, garsoniera asta am primit-o cadou. Nu, nu mă laud. Încă o chestie pe care vreau să vă zic pentru că mă deranjează și pe care nu o înțeleg, dar poate o să o înțeleg dacă mi explicați voi în comentarii sau pe Instagram. O să fac un din aia. Trebuie să alegi tu cu răspunsuri. Nu știu, eu nu mă ocup de Instagram, v-am zis. În primul rând, eu nici nu am. Stați să vă arăt. N-am Instagram pe telefon. Adică nici eu nu pun pozele și nu sunt făcute de mine. Eu nu stau cu telefonul în mână ca amețitele. Mie mi se fac poze când dorm sau așa, random. Și a menajera mea care se ocupă cu Instagram-ul, că da, am o menajeră pentru Instagram. Se ocupă cu Instagram-ul și cu mesajele și cu pozele, cu tot. Ea îmi face poze așa, surpriză. Da. Ce să vă zic? E al doilea telefon, stați liniștiți. Nu, nu e primul ăla fix de lângă mine. Am altul cu trei camere, dar nu ca alții cu trei camere la telefon și cu una acasă. Ca asta e a cincea mea garsonieră. Deci, în total, vreo 5 camere, stați liniștiți. Plus vile cu piscină. Nu. Nu mai pun la socoteală, că vă supăr și mai rău. Da. Și am venit acum în paleto, cică, să-mi iau de mafioții ăștia, îmbrăcați ca naiba, cu nudism la gleznă, cum știți și voi. Cum să faci nudism la gleznă? Nu, nu înțeleg, niciodată n-am înțeles. Și sper să mă faceți voi să înțeleg. Dar nici nu vreau să înțeleg, mai bine zis. Ne luăm prin paleto de ăștia, de mafioți ăștia, între ghilimele, că nu, doar nu mafioți adevărați, că dacă erau mafioți, stăteau un Sandy. Ne luăm de ei. Așa că, hai să începem. Hai să începem, ridicați-mă de pe scaun. Rămâne, domnișoară. Bună ziua. Îmi cer scuze că vă deranjez, doar vreau să-mi dați un foc, vă ajuta. Imediat. Mulțumesc frumos. Plăcere. Băi, frate, nu cunoașteți mă și voi un mecanic. Mamă, tu Nu. faci nudism la glezne. Ce fac? Nudism la glezne. Hai că mi-au acceptat de apel și vine un mecanic. Poftiți, domnișoară, vă mulțumesc frumos. Plăcere. Dar ăla are inundație? Poftim? Ăla are inundație în casă? Nu știu. Deci ridica pantalonii. Probabil. Mafioșel. Petardieri. Da, ce să zic, vă băgați și voi în seamă că mi-au ridicat pantaloni. Dar noi discutăm cum e, pe care e problema? Dar nu mai discutați despre pantalonii mei, mă, frate. Eu au de tine că tu ai Adidas de... Pula mea, nici nu vreau să mai iau de tine, lasă așa. Păi ce să zici, ai? Păi cum adică? Uite-te puțin la Adidas și ei, ești nebun la cap, uite-te la ei. Ia. Și că-s Asta ce-i? bocanci, mă, frate, ești nebun. Păi cu aia încă-i frig afară. Da, oricum, E vici de frig? superi. Chiar faci nudism la glezne. Bine, mă, bine, dar unde mai e frig? Unde e frig? Tu nu vezi că e soare, ești nebun? Unde e frig? E frig afară. Auzi la ei, mă, frate, e frig, ești nebun și afară e cald. Tu. Când o Dar nu să vezi frig, contează. băi,
Nu contează un bărbat adevărat. Da, hai bine, pa. De ce vă supărați? Bine, bă, pa, hai, pa. Vezi de ce nu ai prietenă cum trebuie? Da, bă, da, știi tu că rabe prietenă. Nu știu, frate, dar la cum vorbești cu fetele... Da, frate, dar poate nu vreau să vorbesc cu ei și tu interesat de asta. Acum, serios, frate, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu nesimțit. Cine n-ar vrea să vorbească cu Dana Budan? Păi eu nu sunt nesimțit, frate, așa sunt eu. Eu vreau să dau un sfat, dar dacă nu vrei, asta e. Mafios și tu. Asta e. Hai că mafios. Hai că da. Mafios cu ghilimele, stai înșit. Da. Doamne, cred că mă dau cu capul de mașină. Dă-te. Oh my god, Dana Budean nu provoacă... Îți observa ce răi oamenii ziua de azi, domnișor? Da, mai ales cu ținuturile astea neadecvate, până la așa. Bă, nici eu nu sunt îmbrăcat frumos, dar totuși. Măcar nu faceți nudism la... la glezne. Nudism? Da. Asta e de ținut minte. Tesla aia dumneavoastră? Da. Auză-l pe lacmanele. Aaa. Cazan. Cât este o Tesla, domnul Șoră? 98.000. Nu, e bine, e ok. E frumoșică. Vă ține bateria? Da. Sărua. Azi ia. Alexu, te rog eu din suflet. Doamne, mă scuzați. Nu fi prost, iar. Doamne, mă scuzați, dar nu vă arăt dumneavoastră, ok? Arăt pentru el. No, uitați-vă cât este de nedicat. Să vă uitați în altă parte. Wow. Ai noroc, Alexu 2. Adică Alexu 1. Tipup, ce faci? Bă, uite-mi și eu un pic să mă prind. Hai, tipula mea, sunt îmbrăcat în... Da, du-te, schimbă-te. Domnul Chiel este cu dumneavoastră. Puh, cu dumneavoastră, domnișor? Nu. Ok. Aoleu, vine ăla cu nudism înapoi. Uite, nici domnul Chiel nu face nudism la glezne. Foarte frumos. Foarte frumos. Deși pantalonia din piele, dacă mă auziți, nu sunt așa. Da, știu ce ziceți. Parcă merg mai bine pe dumneavoastră decât pe dumneavoastră. Exact. Dar na. Sper că nu m-a auzit. Nu cred. Am vorbit așa încet, nu. Că cine știe dacă se supără și el, facem aici numai certări. Da, domnul s-a supărat. Îl cunoașteți pe domnul care s-a supărat? Nu. Ah, credeam că îl știți. Aoleu, iar asta. Ce vezi, mă? Eu nu vă înțeleg care e problema cu domnișorul. Anoracul la Calvin Klein? A? Cât de apel? 10 lei? Din piața? Colanțea a 9,50 lei găsiți la Dragon. Stai! Stai tu liniștit, stai. Dior? Ce zice? A? Dior, dar mai au un H în el, Dihor. Meltean, na. Glumiță. Și găzdanul ăla? De la... De unde l-ai luat? La ce firma? Dulap. Alo? Ce sunt cuvintele astea? Cuvinte, drac. Aoleu, uite-le-i. Știu să aprecieze că le dau un sfat în moda. Domnul vorbește foarte urât. Mai domnul, bine... frumoasă mașină aveți. Am observat că sunt puțin cam neciopliți. Cam foarte. Da, am avut bunul simț și am venit să vă cer un foc, nu să vă combin. Bă, bune, mă. Da, frate. Bă, știi cine sunt, nu? Stai, că nu, iară. Băi, fraților, cunoașteți-mă și voi, da, mecanic. Știu. Ce drag, m-a schimbat. No. Dar nu te-am întrebat pe tine, tu nu ești frate, tu nu ești băiat, trăiască ție. A, bine. Băi, meci. Trăiască ție. Ce urât vorbesc ăștia, frate. Da, și eu am vorbit cu asta, cum am luat niște da. Păcam-i aș... Doamne, n-ai mă cu... Așa!
Împinge-mă pe capotă! Ridică-l, bă, că nu-i bine să stea pe jos. Stai așa, că vreau să vă cum e scaunul ăsta. Mamă, e comod. Alo? Da, am vrut și... Hai, scuză-mă pe mine, păi, normal. Lasă-mă că e arogantă, ești nebun. Nu e mai arogant, are dreptate că e bunul ei, dar am vrut și eu, că n-am mai stat de mult. Uite pe ce motor stau, mi se rupe curul pe el. Te înțeleg. Mersi frumos. Domnișoară? Pe ce? Domnișoară? Ce dracu are curat? Aolo, dar mie de ce răspundeți așa mie eu? Da. Pot să intru în mașină. Stai să văd și geanta asta că e cam greu. Da, da, cu să fiu și eu lângă tine, să nu fur mașina. Hai, da, hai, că ai o asta, haideți, bă, măcar nu da peste motor. Bă, dar asta ce dracu are, mă, de vorbești așa? Dă-i scârț să moară, fa. Da, hai, că da. Mașinuță roz, serios? Dă oraș. Aha. Ca fetițele. O fugit ăla, o. O, uite-l! Cine e ăsta? Mașinuță roz. Ce o, faci, mă? Fiecare cum putem. Băi, ce f***. Eu ce ți-am zis că... Dar nu trebuie. Nu ele, bă, ești prost. Coaie, mi-ai mutat mașina. Ba nu, coaie. Sășor, uite că-s două mașini, mă, mă. Nebună. Mergi! Da, mă. Bă, coaie-s două una lângă alta! Văd! Ferească-mă, Dumnezeu, așa ceva dacă mi-ai văzut. Aha, hai că am bong. Băi, pletosule. Ai, să moară fa... Ia stai, bă, puțin. Bă, tu treci strada și se întâmplă accident din cauza ta și totul ești la dreapta, bă? Accident se întâmplă din cauza lui prostul ăsta care a parcat BMW-ul așa, da? Eu am provocat toată chestia asta. Ok, dar am putea rune, bine deloc. Bă, dar ăsta e bad, bă. Bă, ăsta a consumat alcool, ești nebun. Și tu ești, mă, mafiot, Melteanule? Mă. Faci accidente pe aici? Pletosule. Ce-i asta, bă? Ce-i, bă? Nu contează cine sunt eu. Băi, și cu papuci? Și cu șosete? De ce vreau dacă e cald afară, ce vrei? Cu șosete și cu papuci? Da, frate. Mă ia frigul la picioare. Te ia tare. Cum poți tu să ieși așa? Lasă viața, lasă-mi pe care fragul e dreaptă și-mi pe capăt. Dă-ți-mă așa puțin. Așa m-am schimbat și frumos. Cum a fost maturul cu mașina? Blană. E ciudată, frate. Ți-ai luat una? Da. Toși. Da. Eu strâng pentru GTS-ul ăla. Bă, de dracu, că ăsta face incandații aici. Cine? Asta, ia uite. Dacă trag Tamiaș. Dacă îi trag o dreaptă, o să-i îndeca pe stânga. De mult, dacă îi dau palmă, să laudă că i-am dat 3 pumni. Sunt și eu îmbrăcat să moară, să nu zic. Las, că-s eu. Cred că mă duc să-mi scot și eu mașina, dacă tot e pe mașină aici. Că a crescut un copac pe mine. Bă, de dar pe mine ce a crescut? Toala sezonală? Vezi că eu mă duc să-mi iau haine noi, mâncați aici. Să doarme aici, în fața mea, să un șerbă. Vezi, bă, că ai și chelie răcești imediat. Domnul, dar e frumos, stai în fete. Băi. Domnii, tu n-ai 7 ani de acasă. Băi, femei. Stai așa că am uitat că a mea i-am făcut aeriseta asta manuală. Ce vrei, m-a făcut ăsta? Tu o lovești pe Dana Budeanu? I-a dat un pumn, doamna. Aoleu, e Dana Budeanu. Poți să o lovești în continuare, că e Dana Budeanu, îți dau permisiune. Întoarce-te și stai pe vine. Nu pot să mai fug. Dar n-a vrut. Plec și eu un minut. Să-mi iau mașina? Domnișoară, m-a lovit! Îmi cer scuze, da. Domnișoară. Hai în GTR. Aolo, hai da. Domnișoară. Îmi cer scuze, dar n-am vrut. Domnișoară. Hai, acum pleacă. Domnișoară, nu plecați. Eu nu mai pot să conduc acum. Nu s-a să conduc eu. Domnule, oricât de lovită sunt, vreau să vă spun ceva. Nu merge casca cu outfitul dumneavoastră.
Știam asta. Nici cum nu știu. Haide-mi.